La finalul vizitei efectuate la compania antibiotice, premierul Nicolae Ciucă a remarcat mobilizarea prin care compania antibiotice, singurul producător farmaceutic român la care statul este acționar majoritar prin Ministerul Sănătății, se implică în asigurarea necesarului de medicamente pentru pacienții din România. În cele 5 luni de la inaugurarea noii fabrici de produse topice, o investiție de 20 de milioane de euro realizată prin surse proprii, crește substanțial capacitatea de producție a companiei, dar are și calitatea de a fi cea mai modernă unitate de producție din Europa pe segmentul produselor farmaceutice topice. Cu privire la acordul semnat cu Banca Europeană de Investiții, premierul a mai precizat că felicită conducerea companiei și întregul personal pentru implicare și pentru tot ceea ce au realizat. Demersul include și o componentă finanțabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru alimentarea acestei platforme. Premierul Nicolae Ciucă își dorește totodată ca și alte companii farmaceutice din România să tindă spre performanță cu ajutorul financiar atât al guvernului cât și al fondurilor europene.